Mie-mi e foame, eu mănânc mâncărurile astea. Suntem pe trend vegan. Eu aș fi pe niște mici, sfârâind. Să-i facă poftă lui Varga, să-i curgă balele. A studiat în Europa și s-a întors să ducă mai departe afacerea tatălui ei. Produse vegetale fără aditivi sau conservanți chimici, dar cu gust și aromă. Wow! Opa! Bună seara, leilor! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Numele meu este Ilinca și în seara asta am venit cu următoarea propunere. O investiție de 120.000 de euro pentru 19% dintre acțiuni. Afacerea se numește Iezeres, bunătăți vegane făcute cu mult drag. Avem 58 de produse, toate sunt bazate pe rețetele noastre și sunt fabricate de către noi. Au 4 ingrediente principale, soia, mazăre, caju și legume. Cu această investiție ne putem mări vânzările de 7 ori și putem să reinventăm modalitatea în care este privită o alimentație vegană. Tata a început afacerea în anul 2002, el a fost director economic la cea mai mare fermă de porc din Ardeal și a văzut că cea acolo nu e neapărat foarte ok și atunci cumva s-a îndreptat spre altceva. A fost greu, că cumva toată lumea îl lua la mișto, cumva râdea că dacă nu mănânci carne, n-ai mâncat, ce-s astea, nu exista o piață pentru chestia asta, deci cumva nu numai că au avut produsele, trebuie să creeze piața, plus că pe atunci, pe supermarket nu erau așa de multe, internetul nu era în vogă, era cu totul și totul altă piață atunci. Cred că suntem printre primii producători de alimente vegane din țară. Tata e o persoană extraordinară, cumva cu el am crescut ca și model, am muncit din greu. Numai să te gândești la atâtea rețete, numai să le faci, să te ocupi de noi, să ne crească pe mine și pe sora mea. Mama a decedat când noi eram mici. O să ne spui de ce sau? Cancer. Eu m-am alăturat acum 2 ani, când m-am întors în țară. Asta după ce am studiat și am locuit în Marea Britanie, în Danemarca, în Australia și în Germania. Wow! Ilinca, da. Bine ai venit în Mulțumesc, Imperiul Leilor. Vrem să știm ce ai făcut în străinătăți. Am studiat în cea mai mare parte, de profesie inginer biomedical. Ok. Mi-e foame. Am primit aici o farfurie. Cine vrea să fie da, primul? Da, pot să încep eu? Ilinca, de ce te-ai întors în România? România este o țară minunată, are foarte multe de oferit. Cred că foarte multe exemple aveți în seara asta, în sezonul ăsta, oricunde vă uitați și chiar cred că se poate. Absolut. Felicitări. Și voi cum lucrați? Aveți un business de familie, ești tu cu tata. Unde era afacerea acum 2 ani? Unde este acum? Unde va fi peste 2 ani? Povestește-ne un pic. Deci, în perioada 2007-2012 am fost listați foarte în magazinele de retail. Am început delistarea pentru că ne-am dat seama că cu resurse limitate nu le poți face pe toate deodată. Am început să umblăm un pic la ambalaj, la cum sunt ambalate produsele, să reducem perisabilitatea lor. O trebuie să învăț afacerea, o trebuie să învăț toate produsele, o trebuie să mă implic pe fiecare post să văd ce trebuie optimizat, cum trebuie optimizat. Felicitări că te-ai întors în România și eu am fost, ca și tine, am fost plecat și am schimbat 5 țări. Am studiat fotbalul de timp. Vreau să te întreb altceva. De ce 58 de produse? De ce atât de multe? Bineînțeles că în astea, produsele astea nu sunt toate produse unice, sunt și derivate în ele. Deci cumva la pasta tartinabilă avem 7 sortimente, din alea o să facem mai multe sortimente, la vegandela vin derivate, tot așa 6 sortimente. Le-am mai redus, după aceea lumea a cerut, deci cumva... Fabrica unde este? În Dej, județul Cluj. Care este echipa voastră, în afară de tu și tatăl tău? Cu cine? Suntem 9 angajați. 9 angajați împreună cu voi doi? Doar eu sunt angajată, tata este administrator. Sunt bună rău. Acum știu că multe lume și râdea la început sau au luat pe tata la mișto. Exact. Dacă nu mănânci carne, n-ai mâncat sau cumva. E foarte greu că el nu numai concredea produsele astea, tu nu aveai produsele, dar nu aveai o cerere. Și atunci foarte mult au fost ca și mâncare de post. Acum se observă schimbarea. Tu ești vegană? Foarte bună. În cea mai mare parte, da. Și tatăl atunci, tău este? Tata are niște probleme de sănătate, acum e și el în spital și anemic, deci acolo cumva mai are încă și el câteva ajustări. Nu știu de cum arată ăștia. Identici cu el. Ultima întrebare, ce faceți cu banii? Vrem să extindem hala de fabricație, astfel încât să putem separa cele două game în
într-o gamă destinată Horeca și produsori de retail și una destinată băcănilor și persoanelor fizice. Ok. Bun. Bun. Ilinca. Da. Ești foarte curajoasă și cumva îmi pare rău că nu ești tatăl tău lângă tine, dar mă bucur și că nu e, pentru că te văd pe tine așa cum ești tu. Și asta e important, să poți să fii în fața leilor așa curajoasă la vârsta de... 27. Arăți și mai tânără de 27. Mulțumesc. Bun. Ce cifre de afacere aveți voi astăzi? Anul trecut a fost 1.700.000 de lei. Ah. 1.700.000 de lei, adică aproximativ 350.000 de euro, da, corect? Deci produsele tale populare sunt cele care imită carnea, dar de fapt sunt vegane. Da. Și aici mi se pare foarte important cum reușești tu să dai gustul astfel încât să nu fie dezamăgit clientul când pune mâna pe un cârnat și el știe gustul de cârnat, când îl mănâncă, să nu-și dea seama că este de fapt vegan. Da, deci aici vine partea de proteină, de soia și partea de condimente. Deci acolo... Okay. Okay. Și chimicale? Nu, sunt condimente. Și ca și conservant folosim pudră de oțet. Bun, Cristina? M-am uitat pe o singură etichetă de compoziție, am văzut acolo și chiar am remarcat faptul că nu aveți aditivi, nu aveți conservanți chimici, deci mâncarea voastră e sănătoasă. Chiar dacă mă interesează domeniul. Pentru mine e foarte greu acum să vin alături de o companie care are deja un istoric, are deja niște rețete, 58 de produse, a avut o expunere în piață. Ca și business, mi se pare că nu aveți focus și că vă trebuie întâi să vă clarificați direcția și apoi să veniți să cereți o investiție. Pentru că rolul investitorului, dacă aș fi eu, de exemplu, ar fi acela de a veni într-o companie care deja și-a făcut bine temele, care stăpânește acest domeniu și vine doar ca să investească și doar ca să rafineze. Însă aici simt că mai repede aș lua-o de la zero decât să rafinez ceva ce e deja făcut. Și de asta nu investesc și îți spun că mă retrag și îți mulțumesc. Ilinca, mie nu-mi plac nici cum arată produsele, nici gustul lor. Păi adică... nu ești vegan de asta. Nu sunt vegan, bune produse. Nu sunt vegan, recunosc. Arată ca o, ca o jumară, dar nu gustă ca o jumară. Și atunci nu văd nici cum arată, nici cifrele, nici gustul. Și nu, nevăzând plus valoare aici, din păcate am să mă retrag. Deci 2 lei s-au retras. Răzvan, vrei să zici tu? Faptul că este de 20 de ani și, sincer, a progresat totuși destul de puțin, chiar dacă a fost în pionierat al produselor vegane, nu știu cum aș putea eu să aduc valoare, de aceea mă și retrag. Dar produsul este foarte bun, nu sunt de acord cu Dragoș, nu sunt vegan, dar produsele pe care le-am gustat sunt foarte bune. Felicitări! Mircea? Ok. Ilinca, mi se pare cea mai bună produse vegane pe care le-am gustat. Eu cred că tu ești șansa acestui business. Așa cum văd eu, tatăl tău a intrat într-o zonă de confort de-a lungul anilor. Tu vii cu un suflu nou, dar mai aveți lucruri de schimbat. Eu sper să te lase și tu să ai energia ca să faci schimbarea asta în companie. E clar că e nevoie de tine și probabil veți avea mai mare șansă la investiție peste 1-2 ani dacă o să-ți iasă schimbările pe care ți le-ai propus. Din motivele enumerate și eu... Alex, mă retrag, dar îți doresc mult succes. Lumea chiar are nevoie de produse vegane de calitate. În primul rând, dacă pot să ajut cu tata ceva, să-mi spui dacă zici că e spital. Așa. Dar, deși am îndoiel să zic da sau nu, cred că trebuie să zic nu, deși mă doare. Și cred că nu numai pe mine, pe toți colegii, că ești o fată super tare. Îți urez mult succes. Mulțumesc. Ilinca. Tu îți dorești cu adevărat să faci business-ul ăsta? Da. Cât la sută din tine dorește business-ul ăsta și cât altceva? Cam tot. Tot. Tot și sănătatea acolo. Dacă tu acum ai avea bani nelimitați și ai porni un business, care ar fi acela? Aș continua pe ăsta. Ești sigură? Da.
Ilinca, atunci ai un startup. Eu nu știu dacă tatăl tău poate să facă business-ul ăsta, dar cu o reconfigurație, eu investesc în tine banii ăștia, da, și vreau să faci business-ul ăsta să funcționeze pentru că tu poți și meriți. Uitați acolo, bunătăți vegane făcute cu drag. Cred că e adevărat, să știi. Bine, Ilinca, ai banii de la mine. Mulțumesc! Oh, leo, a, bine. Nu, nu, știi, nu mă mai gândesc. Mulțumesc! Bravo ție! Mulțumesc! Bravo! O seară bună! La revedere! Super fată! Superb! Nu pot să văd un tânăr cu atâta potențial că pleacă acasă dezamăgit. Tatăl ei a trimis-o aici pentru că are mare încredere în ea. Și eu am încredere în ea, așa că îi ofer ocazia Ilincai să facă un startup cu mâncare vegană în adevăratul sens al cuvântului. Da, tensiune, tensiune, tensiune. A fost bine. Dacă am obținut finanțarea, bănuiesc că a fost tot ok, nu? Chiar acum mă gândeam în nici fel dacă chiar s-a întâmplat sau nu. Trebuie să mai mă gândesc. Poate când văd la televizor o să credești cumva chiar.